Salutare, mă băieți! Bine m-am găsit la un nou episod de Free Fire și înainte să începem acest episod, mă băieți, v-aș ruga foarte mult să intrați în descriere pentru că găsiți acolo un link de la canalul lui Costi, ok? Cine este Costi? Este un prieten de-al meu, mă băieți, cu care voi juca sezonul viitor la rank, cu care voi face sketch-uri, cu care voi filma mai târziu, poate, și de ce nu, voi filma și pe canalul lui, poate, mai târziu. Deci, da, băieții, abonați-vă și la el, poate o să mă vedeți și pe mine pe acolo, poate, nu știu, o să fie nebunie oricum sezonul viitor. O să facă și el Grandmaster, o să posteze și el zilnic. S-a apucat foarte serios de YouTube, deci v-aș ruga foarte mult să uitați și lui acolo un subscribe, cu clopoțel, un like. Și da, băieții, noi trecem la episod. Îmi pare rău, băieți, că nu am postat ultimele zile, dar am avut ceva probleme cu căștile și n-am putut să filmez. Pur și simplu tot ce filmam nu se auzea absolut nimic pe filmare. Și am stat câteva ore, dar din păcate n-am reușit să mai fac nimic și în sfârșit am reușit să le refac într-un fel. O să-mi iau căști din nou și totul o să fie perfect, dar episodul ăsta va trebui să-l fac așa. Deci da, nu am încotro. Da, băieții, după cum bine știți, am zis acum câteva zile că o să postez câte două episoade pe zi, dar din păcate este foarte obositor să fac chestia asta, stau foarte mult la editare. Stau noaptea până târziu pentru că să editez două episoade chiar e ceva de muncă. Plus de asta să mai și joc și să mai fac și anumite chestii care trebuie să le fac. E chiar foarte, foarte obositor și nu fac față. Așa că de astăzi înainte o să filmez câte un episod pe zi. Ok, băieții, și s-a băgat un nou event care s-a băgat skin pe pumni, ok, pentru cei care nu știți deja. S-a băgat skin pe pumni și eram destul de fericit când am auzit că s-a băgat și pe regiunea noastră skin pe pumni, dar când am văzut la ce event s-a băgat, sincer, mi s-a dus tot cheful, ok, pentru că este un event, da, destul de urât, ok, pentru că înainte la acest event era, what, e muzică, am uitat că e muzică, da. Înainte la acest event, mă băieții, era un costum, mă băieți, dacă știți, costumul ăla de marionetă, ok? Era marioneta înainte, marioneta aia albastră. Și am dat vreo 2000 și ceva de diamante și nu mi-a picat absolut nimic. Știți că dacă pică A sau G, îți dă parașută și placă. Mie atunci nu mi-a picat nici măcar parașută sau placa, ok? Deci cam atât de urât mi-a picat mie. Dar asta este, mă băieții, nu o să mă complic aici pentru că nu are niciun sens. Poate o să dau, nu știu, vreo 3 sau, nu știu, până în 3 spinuri, ok, maxim. Pentru că mai mult, sincer, nu are rost să dau, pentru că este un event destul de urât pentru mine și am amintiri destul de neplăcute cu acel event. Bun, hai să intrăm și la Diamond, pentru că știu că s-a băgat un nou costum. Bun, cam asta ar fi, mă băieții, costumul. Și da, este un costum destul de interesant să zic așa, dar nu este genul meu, adică pe bune, părul ăsta, nu știu, nu-mi place, nu e genul meu pur și simplu, în rest e un costum destul de ok și un costum nou, ok, până acum nu prea am fost genul ăsta de costume la Diamond, dar da, e destul de șmecher cum apare, nu știu, chestiile astea verzi, așa cum ard în spatele la costum, mă întreb dacă apare așa și în meci, dacă ar apărea în meci așa ar fi destul de interesant, dar da, nu-l vreau, așa că nu o să dau deloc la el. Se va schimba și incubatorul în 5 zile, ok, în 5 zile vom avea și un nou incubator. Nu am prea mare așteptări la următorul incubator, dar să sperăm că va fi ceva interesant. Da, băieții, și eu unul dau un match la solo, rank, dau start și ne auzim din lobby. Ok, băieții, și mă băga și pe mine în acest avion blestemat și da, bă, sincer mi-era dor să mai joc, pentru că pe bune, n-am mai jucat de foarte mult timp rank, un rank normal. A, da, și încă o chestie, băieții, din păcate nu avem sunet, pentru că, pur și simplu, după cum am zis, mi s-a scat căștile și abia am reușit să fac să mă auziți pe mine. What the fuck, cât vin, bă, aici? Bă, lăsați-mă în pace. Mamă, 10 player, să moară Jackson dacă nu 10 player aici. Deci uitați-vă și voi. Deci, da, băieții, nu o să auziți jocul, dar o să mă auziți pe mine, măcar. Deci, aia e. Și să sperăm că nu mor, pentru că uitați-vă și voi cât zis, mă, what the fuck, bă, cât vin aici? Adică mă așteptam la squad, vin 10 squad-uri aici, dar la solo, pe bune. Vino cu viața mea! Spasul, spasul, ia meu, ia meu! Mama, ați încurcat-o mine, veniți încoa. Stai, bă, pe loc! Mama ta de bulangiu, vino cu a. Vino cu a, bă, what the fuck, a sărit geamă. Bine, bă, că ai sărit geamă, bravo. E șmecher. Spas. Hai bă, pe bune, bă, al treilea spas, dă-o mama ei de treabă. Nu că știi ce, aici stau. Aici stau.
Hai! Are shotgun mare ăla. Are shotgun în flăcări. Nu, dar știi ce? You what the fuck, bă, cât ești, bă, casa asta? Bă, ce e aici? Ala avea prăitoarea cu 2 de tufai, nici măcar n-am vestă. În casca de unul mama voastră de boschetari. N-am grenadă, bă. Le dăm la ei o grenadă, știi ce, mă? Bă, dacă mă nervați. What the fuck, mai sunt și încolo. Nu, mă, cur, eu urc peste ei, mă, eu urc peste ei, mă. Ia veniți, mă, ce zici, mă? Ia, hai, mă. Hai. Vino încoa, boschetari, vino încoa. Are așa gănul cu două glanțe la micu. Deci n-are ce să-mi facă. Bă, what the fuck? Bă, unde e? Bă, unde a dispărut ăla? Ăsta e altul, ăsta e altul? Na, a scăpat de tine. Bun. A, și ăsta? Ăsta l-a omorât pe ăla, nu? A, uite-i lootbox-ul, mă, așa. Erau doi, mă, și ăsta l-a omorât pe ăla și eu l-am omorât pe el. Mama ta de tufiș, că nu-mi place tufișul de roc. Bun, am scăpat. Wow, mai sunt și în vale playeri. Trebuie să-i luăm și pe ea ușor, ușor. Da, deci hai să vedem unde sunt băieții ăia. Pe aici cred că s-a cam golit pe aici. Mergem puțin mai la vale. Și ziceți, mă. Bă, dar știi ce? Ia să-mi fac eu vesta. Vesta maxată, dacă tot sunt pe aici. Și după aia coborăm încet, încet în vale. Eu uite-l pe ăla. Mă, se bătă acolo, eu uite-l. Ce ziceți, mă? Nu te mișca, nu te... Ba, nu cred. De ce trebuie, mă, să sară în casă boschetarul? It's ok. Bă, știi ce? Mai bine caut și eu ceva pe... Ce zici, viața mea? Hai că nici nu l-am spămat de mamă. It's ok. Măcar are puritoare, deci știu că o să am și o armă de apropiere să mă duc pe ăla ca lumea. Îmi bag și o M2 și mă duc pe ăla. Shotgun mare, bă. Iau shotgun mare. Nu știu, să văd dacă are glanțe multe puritoare. Iau puritoare și las shotgun-ul. Hai să vedem dacă are glanțe multe puritoare. Poate dai în mine. Aha. Trage mine, boschetar, bă. Nu mai trage. Hei! Are arma de trage prin glu. Păi nu vin, mă, eu peste tine. Tu ce crezi, mă, că nu vin eu peste tine? Stați așa. Așa. Ia vin, mă, încoa. Ce zici, mă? Trage mine, a? Bă, dar bun ești tu. Ia vin, mă, la mine. Aha, ești la etaj. Bă, dar erau doi. Aha. Se bate cu altul, mă. Bine, știu că voi n-auziți jocul și vi se pare mai ciudat. N-am grenadă. Am cam ești piciorul. Dar știu că sunt doi. Uite, dacă vă uitați pe mapa se vede, gen, sunt doi. E, dar știi ce? Ce zici, mă? Aaaa. Săracul de tine. Nici n-avea viață, vă, săracul. It's ok. Bun, și trebuie să mai fie unul aud pași pe aici. Hei! Boschetarule. No! Hai, mă, vină încoa. Vină încoa, ești bărbat. Aștepți. Fiți antenă ce-i fac, fiți antenă că mă enervează. Fiți antenă ce-i fac. În grenadă n-am. Ia vină încoa, fiți antenă aici ce-i fac. Așa, mă, așteaptă-mă acolo, așteaptă-mă acolo. Nimă, hai. Încă mai mergi piciorul. Da, dar n-are SMG-uri, bă. Are shotgun-ul mare. Încărcător de 3, inhalatoare. Inhalatoarele sunt bune, îmi plac, dar nu prea am cluburi, bă. Nu prea am cluburi, aia e nașpa. Și danger, nu-i nimeni. Ăsta, danger, auzi la mine. Scannerul. Drona, să zic așa. Bă, dar n-am glori, bă.
Mai îmi dă petul un glow, dar până mi se face de la pet. Înainte la solo, nu știu, bă, parcă găseam mai multe glow-uri. Pe bună, dacă omoram 2-3 playeri, găseam, dacă n-aveam, terminam match-ul câteodată, am terminat, deci mă jur, am terminat și în 40 de, de glow-uri un match. Pe bune, un match. În rest terminam, nu știu, în 10 glow-uri terminam. Pe bune, deci n-aveam niciun treabă cu glow-uri. Mă jucam cu ultimul, ziceai că am glow-uri infinite. Mă jucam ca la custom cu el, cu ultimul care rămânea. Dar acum sunt lăbuț match-ul ăsta. Bă, dacă aș găsi un dar știi ce joc cu prăjitoarea match-ul ăsta, bă. Tot match-ul cu prăjitoare jogat. M-am enervat. Scar și prăjitoare, eficientă. Păi n-are tata Scar Titan, sigur. Joc cu Scarul și cu prăjitoare. Bă, și e bine că mai am Scarul ăsta, nu știu, pentru 15 zile, cred că. Sau 14 zile. Și e bine că o să-l am și sezonul viitor. Pentru că se restează sezonul pe 16. Mai sunt 3 zile. Bine, când vedeți voi episodul, vreo 2 zile când vedeți voi episodul. Deci nu știu ce să fac cu băieții, pentru că nu o să pot, nu o să pot filma atunci când o să joc, pentru că după cum bine știți, o să joc foarte mult timp, o să joc toată ziua și o să joc și până noaptea târziu. Așa că, nu știu, o să filmez dinainte câteva episoade să vă pregătesc. Pentru că nu pot filma acele zile, 2-3 zile la început. Așa, bun, hai să urcăm sus înapoi, pentru că am sărit eu în casa aia, după aia am plecat, nu se mai auzea nimica, dar cred că mai venit player pe aici, zic eu. Adică sigur că, uite mașina, deci avem cu ce să ne plimbăm mai încolo. Nu că sigur e player pe aici, ascultați-mă pe mine, extind, deci dacă nu trage unul acum, fiți antena. Fiți antena, eu, ni. A se bat în 3 bulangii. Ce zici, mă? Dacă îi dau două capuri. Hai că da, avea AVM. Bulangiu. Nici n-a luat cap. Nu-mi place scarul cu scop de 2, nu știu, el urăsc. Băi, boschet. Boschet. Mama ta. Ce cauți, mă, aici? Uite-mă cum vine ăștia unul pe altul. Eu v-am zis că sunt player aici. Mama, și danger-ul pe mine. O schiet, vină încoa. Aha. Stai, bă! Langiule! Ai, vai de capul lui, săracu. Săracu. It's ok, bine, nici eu nu sunt cel mai pro player. Pentru că e primul meci de azi. Bine, e cam primul meci după 2 săptămâni la rank, sincer. Dar, totuși, puteam să-i dau mai multe capuri, dar... O mașină, bă. A, e în trecere doar. Sau? Era un drum, aha. Stai că s-a oprit, bă. Ia vină boschetul încoa, boschet, vină încoa. Câtă viață are, mă, bă, mori, mă. Așa, bun. Mai sunt decât 10 playeri. Unde sunteți voi? Playeraș, playeraș. O, dar n-am gluburi, bă. Inhalatoare. Bă, dar n-am niciun glu. N-am niciun glu, picantelă. Zim, te rog, că ai gluri. Mamă, stați să vedeți ce urât îl lutez pe ăsta, că e mașina și drop-ul. Stați să vedeți. Mamă, groză, n-am nevoie. Uitați-vă și voi, că nu pot. Trebuie să stau nemișcat, poate îmi dau vreo una în cap, că iau repede glu și glurile. Mamă, are ceva. Am plecat aici. 6 glori, forță. Bun, și acum hai să ne întoarcem la Lamborghini nostru. Luăm Lamborghini și plecăm de aici. Bă, dar unde? What? Bă, aia nu-i mina mea. Era să pică în ea. Ok, uite mașina aici. Bun, și în dronă nu-i nimeni? Nu-i nimeni în dronă, bun. Am scăpat și de dronă. Bă, m-aș duce să fac Vesta. Bă, hai să mă duc să fac Vesta, că totuși am mașină. Și de ce să nu mă duc? Mă duc să fac Vesta, îl fac acolo albă înapoi. Că cineva mi-a spart-o. Bine, dacă mai e aia de făcut Vesta. Ok, hai că mai e. Mină ceva. Ok, hai că n-are mină. Forță. Forță, Ani. Și acum hai să căutăm playerii, dar n-am fărbit de 3 puritoare.
Dar e ok. Bă, hambarul ăsta cum e el în zonă, cred că trebuie să fie un player prin el. Dar știți ce? Bă, nu mi se pune glue, mama ta de glue. Bă, s-a făcut un fish. Bă, nu cred, uite-am de la el. Nu. Mă, patate, what the fuck, bă, un glonț mi-a dat. Și am vestea tot albă. Și eu când v-am zis că e unul hambar, ni, stai tu, hambar, na, mama ta. Bă, mi-a dat asta un glonț cu shotgun-ul. M-a lăsat în jumătate de viață, dar nu mi-a atins vestea. Deci, nu știu, mi-a dat în picioare, cred că, habar n-am. Am 10 glori, forță. Și, ia, stați așa. Hai mă, te blochezi, așa. Am 320 la vesta, vedeți? O am la 320 vesta. Și gen, nu știu, mi-a dat în picioare, cred că, habar n-am. Am 320 vesta, bă. Hai că n-are mine, e bine. Zic că ai glori. Ok, glanță, se merge dă-ncoa. Ok, hai că mi-ajung. Am și folie de 3 pentru pulitoare, o am full, gata. 211 glanțe, bun. Hai că glanțele astea de SMG mi-ajunge pentru toți 3 playeri, mai sunt 3 playeri. Mi-ajunge pentru toți. Bun. Acum trebuie să... Ce zici viața mea acolo? Ce zici viața mea? Ni. Ești puțin, mama ta. Bă, nu mi se pune ținta pe el, uitați-mi și mie că nu iese. Dar știi ce? Na. Plângiu. Bă, deci nu putem să-i dau ca bă, nu ieșea deloc, nu ieșe. Gen, îi se vedea numai puțin umărul, nu știu cum mai va trebui a mine. Boschetarul. Bă, vedem dacă are ăsta glue. Și o luăm, ușor, să-i căutăm. Hai că are glue dacă e ceva. Luăm ușor cu mașinuța să-i căutăm pe următorii. Ia să vedem unde ar putea să fie următorii. Bă, dar știi ce? Cred că îmi bag ceva în ea de mașină, bă. Are să mai luăm mașină? E zona mică, bă, nu mai mă duc mașină, n-are niciun sens. E zona prea mică și ce ne mai fac cu mașină? Bun, acum ideea e... Unde sunt următorii? Dar sunt doi. Doi playeri. Hai player, bă, dacă mă duc în jos, ies de mă-s pe aici, așa știi, boschetar, eu l-am făcut, aha, eram sigur, dacă mă duceam în jos, după aia mă așteptam ăsta de pe munte, mă luam ăsta de pe munte și eu eram în vale, ia vină-mi cu alene, îți dau grenadă cu reload, ia vină-mi cu alene, ba, 23, bă, ce vesta are mă ăsta, aha, ai sărit. Bă, ce periculos e ăsta, stați mă băieți că ăsta e pericol public, fiți asta ne-ai aia. Bă, ce pericol public e el, mă. Nu te cred. Ce a venit el puși pe mine. Gluri, bă, sunt bogat, să moară Jacksona. Stai bă, că nu mai am loc. Bă, așa. Stai așa că iau toate glurile, mă distrez cu ultimul. Dar vreau să aibă, deci dacă are vestea maxată, e perfect. Vedeți ce-mi bag joc de el. Dar unde ar putea să fie ultimul? Cred că mai mult ca sigur din partea asta spre Brazilia. Stați așa. Unde ești mă, boschet? La boschet. Nu că tot. Dacă nu e în vale, e tot în partea aia spre. Aha. Vedeți ce-mi bajul de el. Și stați așa, bă, să văd dacă are zestă. Ia ieși mă, nici nu m-a văzut, cred că ia. A, perfect, bă, are festa maxat, îi dau câte 8 cu scarul, fii cantele. Hai că vreau să mai ating să vedem dacă are... Dacă nu are vestă, adică are vestă bună, că gen îi dau câte 10, a, e bine mă, gata. Ia vină cu acine, le devin 5 bazul de el. Vițăntele, îi dau grenadă cu reload. Bă, am n-a ferește de asta viața mea. Bă, de ce ai mă...
What the fuck, boi, dădeam cu scarul câte 10 și el a murit de la o crenadă. Bă, ce vest avea ăsta? Bă, nu cred. E ok. Am vrut și eu să-mi bag joc de el, că aveam 11 gluri. Sau 12. Da, aia e. Da, băieții, bă, cam ăsta a fost meciul. 3700 de puncte. Bă, am zis că aveam și eu 4000. Abar, nu mă întrebați când le-am scăzut, că nu știu nicio. Da, băieții, bă, cam atât cu acest episod. Dacă vă plăcut, nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe, mi-a lăsat foarte, foarte mult. Eu am fost Gabriel, până data viitoare, v-am pan de vedeți. Ciao!